Tu l-ai salvat pe omul ăsta. Da. Este o citire pentru anumite persoane. Nu toată lumea o să rezoneze cu ceea ce spun aici. Pentru că, nu știu, am avut așa o energie, hai să o numesc așa, a trădării cumva, că cineva se simte foarte trădat în continuare, în toată povestea asta. Și atunci am mai etalat niște cărți și o să vă transmit și vouă mesajele, repet. Mesajul ăsta este pentru anumite persoane. Tu când ai găsit persoana asta și când ai intrat în această relație cu această persoană, se simțea ca într-o închisoare persoana aceasta. Este foarte posibil ca personajul ăsta să fi fost deja într-o altă relație cu cineva în momentul în care voi doi v-ați întâlnit. Da? Și tu, pentru acest personaj, ai reprezentat salvarea, știi, colacul de salvare. Și v-ați creat cumva așteptări foarte mari unul de la celălalt. Unul dintre voi doi inițial nu și-a dorit această conexiune, însă pe parcurs lucrurile așa s-au întâmplat. Da? Ați ajuns în acest punct al unei relații serioase. Ideea este că persoana asta ține foarte mult și a ținut întotdeauna foarte mult la prestigiu, la prestanță, la cum dă în fața celorlalți și cu tine să știi că a jucat de fapt o piesă de teatru. Nimic din ceea ce ți-a spus și mai ales din povestea relației anterioare pe care el sau ea a avut-o nu a fost adevărat. Persoană falsă. Da? Persoană falsă și așteptări foarte mari. Fie că tu ai avut așteptări mari de la această persoană sau cealaltă persoană a încercat să te schimbe și să cumva a avut aceste pretenții din partea ta, ca tu să te schimbi, ca tu să faci lucrurile astea. Din cauza ta se întâmplă niște lucruri, nu din cauza lui sau din cauza ei, ci doar tu ești vinovat sau vinovată pentru ceea ce s-a întâmplat. Da? Omul ăsta, când tu l-ai întâlnit, era într-o mizerie. Fie că este emoțională, fie că era într-adevăr fizică, dar era nasol. Deci, în momentul în care tu l-ai întâlnit sau ai întâlnit-o, era într-un moment destul de urât. Este un personaj mascat, iar felul în care a procedat cu tine, exact în felul ăsta a procedat și cu celelalte sau cu ceilalți, nu contează aici, femeie sau bărbat, da? Haos. A fost vorba și despre o casă la un moment dat. Poate ați vrut să vă mutați împreună, poate a cerut de la tine să vă mutați împreună. Dar cineva a ales să nu o facă. It's the path away. Aici, libertatea, ceva te-a salvat să nu faci chestia asta. Da? Sau se întâmplă lucruri în casă la el sau în casă la ea, iarăși. Foarte multă judecată și critică. Persoana asta te-a bârfit și te-a vorbit foarte mult. Da? Te-a bârfit foarte mult. Și în momentul de față, chiar dacă sunteți în nou contact, chiar dacă nu vorbiți, persoana asta suferă. Suferă pentru că știe cumva cam ce a pierdut, dar nu vrea să recunoască. Nu vrea să recunoască și ceva în curând va fi îngropat definitiv. Fie că vine din partea ta, fie că vine din partea lui sau din partea ei. Da? Ceva se va îngropa. Poate începând cu data de 19 iunie chiar, mi se pare că se închide ciclul ăsta în care tu faci parte în momentul ăsta. Hai să vedem ce arată și cărțile de tarot. Despărțirea dintre voi doi s-a produs foarte brusc. S-a produs cu multe conflicte, cu multe certuri, reproșuri, asta mi se arată. Și ce mai simt este că în această relație ați fost ca într-o competiție. Sau, nu știu, cineva aici a făcut o competiție cu celălalt. A fost vorba despre invidie aici. Persoana asta a încercat să-ți ruineze, nu știu, toată bunăstarea ta, toată starea ta de spirit ok, pentru că avea foarte multe conflicte în interior și are și în momentul de față. O persoană instabilă din punct de vedere emoțional, în care tu ai crezut cu sufletul deschis. E deschis așa, minunat, dintr-o dată. Și ai zis, hai să-mi dau o șansă.
posibil să fi fost dintr-un semn, sau să fie, dintr-un semn de pământ, taur, fecioară, capricorn, leu sau gemeni, mi se arată, da? Și îți mai spun că această persoană a mai jonglat cu cineva. Deci, deși era în căutarea acestei stabilități emoționale și cu toate că te plăcea și cu toate că se simțea atrasă de tine, mi se pare că întotdeauna a mai avut o opțiune aici. Deci mai jongla cu cineva în această situație. Da? Hai să vedem, o să extrag o clarificare pentru îndrăgostiți. În momentul de față este cu cineva. Așa cum îți spuneam, a avut o a doua variantă. Și simt să spun că și în momentul în care v-ați despărțit, era acea persoană deja acolo, doar că nu a făcut-o public. N-a făcut-o oficial. După ce voi v-ați separat și ați luat decizia să nu mai fiți împreună, la o perioadă de timp a început să apară cu acest personaj. Ideea este în felul următor. Chiar dacă este cu această persoană, nu este ok, nu se simte bine, încă își aduce aminte de relația voastră, încă își aduce aminte de niște lucruri pe care voi le-ați făcut împreună, se simte singur sau singură și tot ce face, face pur și simplu din invidie, pentru că vrea să vadă sau vrea să îți transmită că poate să meargă înainte, că poate să aibă această putere, că poate oricând să găsească pe cineva mult mai bun decât tine. Da? Însă rămâne în energia îndrăgostiților și asta înseamnă mai mult sex, asta înseamnă plăcere, asta înseamnă tot niște nevoi pe care el sau ea dorește să și le împlinească. Nu are legătură cu nevoile celuilalt, cum n-a avut legătură nici cu nevoile tale. Nu s-a gândit la nevoile tale prea puțin. Prea puțin. Era despre el sau despre ea. Baza pachetului, regele de spade. Iarăși, vărsător, balanță, gemeni. Posibil, da? Mie mi se pare că personajul ăsta nu avea empatie. Deci tu încercai să vorbești cu personajul ăsta, să explici niște lucruri, să-ți vadă trăirile, suferința, să-ți vadă felul tău de a fi și tu te justificai în permanență că ești o persoană bună, trebuia să demonstrezi în permanență că ești o persoană bună, dar degeaba, trecea pe lângă el sau pe lângă ea, diavolul. Diavolul și echilibru, iau de ce e aici. Toxicitate la maximum. Hai de mine. Omul ăsta ți-a luat toată energia bună pe care tu o aveai. Da? Și vezi că și în momentul de față este ceva în el sau în ea. Este ceva, este o energie care nu e ok. Nu e la locul ei, înțelegi? Posibil să fie ceva și pe familie făcut în unele situații, în unele cazuri. Dar personajul ăsta pe tine te-a îmbolnăvit, ți-a creat o stare. Aici vorbim despre obsesie, aici vorbim despre paranoia, aici vorbim despre gelozie excesivă, vicii de tot felul, sex, băutură, droguri, țigări, habar n-am, da? Și marele preot, adică exact ce spuneam la început, este o mască, s-ar putea să te confrunți cu un narcisist aici. Este o mască pentru că în societate pare un om intelectual, pare un om la locul lui, un om ok, un om mișto. Însă dedesubt, is the devil, baby. Este chiar diavolul. Pentru că tu aveai o viață foarte liniștită, aveai o viață foarte ok. Până să intri în această relație și până să îți dai drumul în această relație. Personajul ăsta va mai reveni. S-o spun de pe acum, iată. Va reveni cu o împăcare. Și o să ai așa fața aia de copilaș. Te rog frumos să mă iei, știu că am greșit, îți recunosc absolut tot ce am făcut, nu pot să trăiesc fără tine, mă gândesc la tine în permanență, așa cum se gândește la tine. Vreau să fim din nou împreună, vreau să ne mai dăm o șansă. Nu o să mai fiu cu persoana aceea. Da? Oricum persoana aceea n-a însemnat nimic pentru mine. Bullshit. Justiția. Omul ăsta trebuie să-și primească karma. Și karma lui sau a ei va fi lipsa definitivă a ta, lipsa prezenței tale. Ai grijă ce faci. Sper că te-am ajutat.